cu toții am dat de problema asta la un moment dat. Ajungi în end, faci rost în sfârșit de o elitră și, ca tot omul, te apuci să-i pui mending, te apuci să-i pui unbreaking, ca să te bucuri și tu de ea. Și după aia, bineînțeles, vezi orizontul minunat cum îți zâmbește, bine asta dacă ți se încarcă, și te gândești, bă, ia hai să explorezi. Și te apuci să craftezi o grămadă de d-astea. Problema este că rămâi fără ele la un moment dat și nu mai ai de unde să-ți mai craftezi, dar totuși îți dorești să mai explorezi. Ei bine, oameni buni, bine v-am găsit la un mic tutorial Minecraft. Astăzi am să vă învăț cum să economisiți o grămadă de artificii din acestea pe Minecraft 1.15.2, bineînțeles. Am văzut destul de multe tutoriale pe YouTube, însă problema acelor tutoriale este că sunt destul de vechi și nu mai sunt neapărat de actualitate. De aceea am revenit cu un tutorial aici pentru voi cum să... Ei bine, nu chiar să mergi la infinit cu elitra, pentru că eventual elitra o să ți se strice și o să ai nevoie de o a doua elitră sau habar n-am să o repari ceva, deci chestia cu mersul la infinit nu este posibil. Dar poți să mergi mult, mult, mult mai mult cu doar un singur stack de artificii, oameni buni. Bun, de unde să încep? Să zicem că ați ajuns la nivelul acela în care să vă permite să vă luați o elitra din end. Și bineînțeles că până să ajungeți acolo, v-ați făcut rost de o armură cu Protection 4, Unbreaking 3 și bineînțeles aveți ceva mâncare la discreție. Ați făcut rost de artificii, aveți bineînțeles un arc și ce faceți? Vă duceți pur și simplu și încercați să folosiți cât mai puține artificii, ați fi tentat să spuneți. Da, e o soluție, dar nu chiar cea mai bună soluție. Și atunci, ce facem noi în această situație? Păi, răspunsul este foarte simplu, oameni buni. În primul și în primul rând, ca să mergem cu elitra mai departe, vedeți voi aici, nu știu dacă îmi puteți vedea cursorul, vedeți voi aici coordonatele. Și de dedesubtul acestor coordonate există facing west, towards negative x, bla bla bla, și scrie aici ceva. În momentul în care ne uităm în sus, jos, stânga, dreapta, acele coordonate se mișcă de fiecare dată. Ok? Bun, și la ce ne ajută? Ei bine, ăla din dreapta, ultima coordonată, minus 19,5, care acum s-a schimbat la 40, acea coordonată reprezintă unghiul în care te uiți. În momentul în care zbor cu elitra, este, înainte funcționa la infinit. Acum nu mai funcționează chiar atât de la infinit, funcționează, au nerfuit sistemul ăsta, astfel încât să nu mai poți să mai mergi cu elitra, dar cu un singur artificiu poți merge mult mai mult decât de obicei. Dați-mi voie să vă explic. În mod normal voi mergeți cu elitra în felul acesta, lucru care este complet greșit, pentru că vă pierdeți o grămadă din momentum și nu vă folosiți de acel artificiu, e bine, la potențialul lui maxim. Și atunci, ce trebuie să faceți voi, dragilor, în momentul în care folosiți un artificiu? Întotdeauna să vă uitați să aveți 40, acum am urcat, merg la 40, după care 40 din nou și observați că de fiecare dată când fac chestia asta, mă urc. În loc să cobor, în momentul în care fac chestia asta, primesc momentum și ia uitați cum sunt aruncat. Important este să faceți acest lucru de fiecare dată la aceeași coordonată. De fiecare dată când greșiți câte puțin, sunteți penalizați destul de mult și pierdeți din acel momentum în momentul în care faceți chestia asta. Dar în orice caz, chiar dacă nu sunteți chiar atât de priceput să nimeriți acea coordonată din prima, puteți să încercați, nimeni nu s-a născut învățat. Nu știu dacă este neapărat acel 40 cât este important să ai aceeași coordonată de fiecare dată când faci chestia asta. Și sigur că pentru chestia asta ai nevoie de ceva mai mult spațiu. Vedeți că eu sunt pe o lume Amplified și pe lumea aceasta Amplified, e bine, am destul de mult spațiu, nu duc lipsă. Deci asta ar fi o chestie pe care o puteți face pentru a vă economisi artificiile, ca să nu mai folosiți pur și simplu 10.000 de artificii doar ca să mergeți
un picuț. Altă metodă, o metodă foarte interesantă care necesită un pic de practică. În momentul în care ajungeți la endgame, o să aveți garantat un arc. Foarte important ca arcul vostru să-l folosiți pentru zburat. Ce? Da. Haideți să vă explic cum funcționează. Arcul are punch 2. Eventual, vă recomand să aveți unbreaking și infinity pe arc și să-l reparați la un moment dat, eventual să vă faceți mai multe arcuri. Voi, practic, o să folosiți acest arc pentru a trage în voi. Combinați tehnica aceasta cu 40-40 cu acest arc. Doar că, în momentul în care folosim arcul, ia, o să observați, trebuie să ne ducem undeva la un unghi de 2-3-4... Cam așa, observați că sunt la 3,9, cam nu trebuie foarte mult. Și foarte important în momentul în care faceți chestia asta, să nu aveți viteză. O să trag efectiv cu săgeata în mine. Ia uitați, observ că în momentul în care trag cu arcul și sunt orientat cumva cu burta în jos, sunt pe poziție de viteză, de atac, observ că atunci se mai buguiesc săgețile. Și rămân cumva, săgețile rămân cumva în urmă. Probabil că pe servere lucrul acesta funcționează mult mai bine decât pe single player, sau probabil că nu funcționează deloc. Dar în orice caz, vă super recomand chestia aceasta cu unghiul acela de 40 de grade, pentru că puteți să folosiți un artificiu mult mai mult decât l-ați folosi în mod obișnuit. Pur și simplu vă prindeți un pic de momentum, băgați viteză și după aia vă redresați până la 40 ca să vă urcați. Și în felul acesta, bineînțeles că eu sunt pe o lume amplified și aici avem munți, avem fel și fel de dealuri, dar în felul acesta cu un singur artificiu poți să călătorești mult mai mult decât cât ai face tu cu mai multe artificii doar de dragul de a merge drept. Cam acesta ar fi tutorialul. Sincer să fiu, sunt dezamăgit că nu mai funcționează atât de bine arcul. Eu în testele mele am reușit să-l fac cumva să funcționeze. Aici mai greu să-l faci să funcționeze. De fiecare dată când faceți chestia asta, super bine să dați sprint, ca în felul acesta cumva să o luați înaintea săgeții și săgeata să rămână cumva în spate și în felul acesta să vă bușească. Da, oameni buni, cam acesta ar fi tutorialul. Sper că v-a fost de ajutor. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată și vă doresc tuturor plimbare plăcută. Bye, bye!